Cum să-ți alegi fardul de obraz? Fardul de obraz conferă feței o strălucire frumoasă și însuflețită. Hai să parcurgem împreună pașii pentru o alegere perfectă. 1. Alege culoarea care îți va evidenția cel mai bine trăsăturile faciale și care nu va fi prea puternică. Un fard de obraz roșu aprins nu va arăta bine pe un ten de culoare pală, dar poate arăta extraordinar pe o nuanță de ten maroniu bronzată. 2. Dacă ai un ten deschis, încearcă pentru obraj un roz delicat, precum Rosy Glow fard de obraz cu luciu boi și sănătos, petală de la Christian Dior. 3. Dacă ai tenul de o nuanță medie, precum majoritatea femeilor, alege roz trandafir sau piersiciu intens, precum Heidi. Bare Minerals fard de obraz piersică vintage, de la Berryson, Scholz. 4. În cazul în care ai pielea închisă la culoare, alege nuanțe de trandafiriu până la portocaliu intens, precum Lumin Sfard de obraz cot catifelat, numărul 10, de la Pupa. 5. Este necesar să ai la dispoziție mai multe culori din care să alegi, pentru machiaje diferite. Recomand paletă farduri de obraz subtile, de la Lancome, și roz Ojee fard de obraz dublu de la Guerlain. Găsești mai multe produse pe Strawberry.net, compania cosmeticilor proaspete.